Diferențe ca de la cer la pământ între orașele declarate smart din România. Cluj-Napoca, fieful aitiștilor, este culmea la coada clasamentului pe penultimul loc din țară. În timp ce Alba Iulia a implementat până acum 96 de proiecte de Smart City, Clujul are de aproape 9 ori mai puține, doar 11. Dar de la distanță totul pare grozav, chiar și pentru cei care dirigează aceste proiecte, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate. Reprezentanții acestea susțin că orașul de pe Someș stă fenomenal la capitolul modernitate. Nu este un număr mic, este chiar un număr foarte mare. Foarte mare. Mare, dacă ne raportăm la o comună, poate. Pentru că dacă ne uităm la Alba Iulia, Cluj-Napoca se face de rușine. Dar și pentru asta există o explicație. Proiectul Alba Iulia se bucură de sprijin guvernamental este primul proiect pilot de acest fel. Și mai există încă o explicație unele administrații locale sunt mai deschise ca altele. Autoritățile de aici Alba Iulia au pus la dispoziție orașul pentru ca firmele interesate să testeze soluțiile de Smart City. Orașul a garantat accesul la informațiile relevante iar firmele pe banii lor au început să dezvolte soluțiile. Ideea este de a ajunge la 100 de astfel de soluții testate, din care la anul se vor alege cele mai bune pentru implementare. Este simplu, deschideți datele și investitorii vor veni. Le-a transmis primul marilor Ionus Popa, membru fondator al Civic Tech. În clasamentul orașelor smart, stabilit în funcție de numărul de aplicații implementate, Cluj-Napoca se află după Timișoara, dar pe un loc și mai jenant se află chiar capitala, pe ultimul, cu doar 10 proiecte.